Sute de utilaje vor acționa din această noapte pe străzile capitalei, iar material antiderapant va fi împrăștiat pe toate drumurile. Cel puțin așa susține primarul Bucureștiului, care a făcut o vizită la una dintre societățile de dezăpezire. Colega mea, Oana Alexandru, a fost și ea acolo. Bună ziua, Oana, cât de pregătiți sunt? Bun găsit, primarul general al capitalei, Gabriela Firea, spune că își dorește ca în acest an acțiunea de dezăpezire să decurgă exemplar. Așa că s-au făcut pregătiri din vreme, încă din perioada în care era cald afară, au fost organizate comandamente, astfel încât lucrurile să fie foarte bine puse la punct pentru acest moment. Știm foarte bine, există cod galben și cod portocaliu de ger și ninsorii viscolite. A spus Gabriela Firea că în această seară pe drumurile din capitală vor acționa 500 de utilaje, sunt implicați 2400 de angajați, iar în depozite în acest moment există 20.000 de tone de material antiderapant. În plus de asta, anul acesta a fost creat un număr special Tel Verde, pe care cetățenii care vor întâmpina probleme îl vor putea apela gratuit. Este vorba de 021 311 4743, așadar este un număr gratuit pe care îl vor putea apela oricând cetățenii care întâmpină probleme. De asemenea, a mai spus primarul general, își dorește ca, de exemplu, în sectoarele 5 și 1 să lucrurile să decurgă exemplar, la fel ca și în celelalte sectoare, și că, spre deosebire de anii trecuți, în sectorul 5, când dezăpezirea se făcea în procent de 35%, anul acesta procentul de dezăpezire să fie de 100%, adică să se acționeze pe toate străzile, așa cum își dorește să se întâmple în toată capitala. De altfel, spune aceasta, toate străzile, dezăpezirea pentru toate străzile, din toate sectoarele din București au fost incluse în contracte, așa că nu ar trebui să fie probleme anul acesta și să nu ne mai ia prin surprindere vremea aia și codurile de ninsori. Deocamdată atât despre acest subiect. La revedere!